seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Procurorii anticorupție au descins astăzi la mai multe primării din țară și la Ministerul Mediului. 9 persoane au fost reținute. Acestea sunt suspectate de trucarea unor licitații în proiecte finanțate din Fondul Ecologic. Detalii noi în cazul băiețelului împușcat la Verejeni. Suspectul de 14 ani spune că l-a împușcat din greșeală. Nu a vrut să-l arunce în fântână, ci l-a scăpat în timp ce încerca să-l udă, ca să-și revină. Socialiștii caută vinovați pentru eșuarea referendumului anti-chirtoacă de ieri. Au găsit-o pe Maia Sandu. Decât să-l vadă fericit pe Dodon la TV, oamenii au ales să stea acasă, au comentat unii politicieni. 9 milioane de lei s-au dus însă în vânt. La Cruzești au votat în cadrul referendumului de ieri doar 14 persoane. Pentru secția de votare s-au irosit 9.800 de lei. Plătim noi, nu politicienii care au comandat referendumul. Percheziții la mai multe primării din țară și la Ministerul Mediului, 9 persoane au fost reținute fiind suspectate de trucarea unor licitații de milioane de lei pentru proiectele locale finanțate din Fondul Ecologic. Printre reținuți se numără și primarul liberal din localitatea, el auză. Edilul democrat din Gălești, un consilier raional, administratorii unor firme și un șef de la Fondul Ecologic. Aceștia sunt bănuiți de corupere pasivă, activă și escrocherie. Procurorii au documentat modul cum s-a desfășurat câteva licitații publice privind construcția sistemelor de canalizare și stații de epurare în mai multe localități. Aceștia au fost câștigate de companiile gestionate din umbră de același beneficiar. La moment au fost reținute 9 persoane, au fost efectuate ridicări a documentelor din peste 25 de primării din teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, au fost făcute percheziții atât la reprezentanța administrației publice locale, cât și la factori de decizie agenților economici care erau implicați în fapte infracționale. Oamenii legii au trecut și pe la primăria capitalei, de unde au ridicat mai multe documente ce vizează proiectul de construcție a colectorului de canalizare din orașul Durlești. Suma a fost de contractat 14.610. Lucrările s-au început anul acesta, ele pe 2 ani de zile, lucrările încă spune că s-au ridicat documente de licitație, să verific și legalitatea licitației și gata. Dar licitația s-a produs cu încălcări sau? Nici o încălcare, că au fost 4 agenți economici, li s-a dat la cel care era mai ieftin prețul. Oamenii legii au stabilit că după ce erau identificate localitățile în care urmau să fie realizate proiectele cu suportul Fondului Ecologic, beneficiarul mergea la responsabilii din teritoriu și le propunea retrobonusuri de 5% din valoarea contractului ce urma să fie semnat. Ulterior, membrii grupului de lucru din primărie aranjau câștigarea licitației de către agentul economic indicat, descalificând ceilalți participanți. Am încercat să contactăm responsabilii din cadrul primăriei conduse de cei doi primari reținuți la numere de telefon, însă nu a răspuns nimeni. Noi detalii în cazul băiețelului împușcat la Verejeni, raionul Telenești, găsit într-o fântână. Principalul suspect, un adolescent de 14 ani, a fost audiat de oamenii legii. Potrivit poliției, băiatul a povestit cum s-a întâmplat totul. Suspectat și tatăl acestuia au fost reținuți. Adolescentul de 14 ani le-a povestit oamenilor legii că sâmbătă a invitat victima la el acasă. La un moment dat, băiețelul de 6 ani ar fi dat de un safeu de unde ar fi scos o armă. După ce s-ar fi jucat cu ea, au lăsat-o pe pat. Adolescentul spune că ar fi luat-o să o pună la loc, însă involuntar a apăsat pe trăgaci și l-a rănit pe băiețelul de 6 ani la umărul stâng. Ulterior, adolescentul a luat în brațe și l-a dus la fântâna din ogradă pentru a-l uda pe față. În timp ce îl ținea cu o mână, iar cu cealaltă scotea apă, l-ar fi scăpat în fântână. Moartea a survenit în urma hemoragiei ca rezultat a leziunilor provocate cu armă de foc. Suspectul minor fiind interogat a comunicat că nu a alertat imediat poliția sau părinții, deoarece purta frica asupra celor întâmplate ca mai târziu să se destinuie unei rude. Atât adolescentul de 14 ani, cât și tatăl acestuia au fost reținuți pentru 72 de ore. Adolescentul suspect urmează să fie cercetat pentru omor din imprudență, iar tatălui este învinuit de păstrarea în condiții inadecvate a armei de foc. Locuiesc la o aruncătură de băzi de capitală, dar nu au cu ce ajunge în oraș. Mai mulți locuitori din Trușeni au protestat astăzi la primăria Chișinău. Trăim aici la vreo câteva kilometri lângă oraș, nu avem cu ce vine la Chișinău. Dar suntem în municipiu Chișinău. Trebuie să ne pornim cu 2 ore înainte ca să ajungem la oraș la timp.
Aflați la știri dacă autoritățile au vreo soluție sau poate o nouă promisiune pentru oameni. Rămâneți și vă spunem la știri. Aproape 108.000 de persoane, atâția alegători, au participat la referendumul anti-chirtoacădăieri, adică peste 17% dintre chișinăuieni. Pentru ca referendumul să fie validat, mai erau necesare încă tot atâtea voturi. Din cei 108.000 de alegători care s-au prezentat la urnele de vot, 87% au votat pentru revocarea primarului suspendat. Cei mai activi au fost locuitorii sectoarelor Botanica, Râșcani și Centru. La Râșcani, de exemplu, 92% din voturi au fost pentru demiterea lui Dorin Chirtoacă, iar cu un punct procentual mai puține voturi s-au dat în Centru, Buiucan și Ciocana. Cei din suburbii au fost și cei mai pasivi, dar aici s-au înregistrat cele mai multe voturi contra revocării primarului, mai exact 25% din numărul total de voturi. În comuna Cruzești, de exemplu, la secțiile de votare au venit doar 14 oameni, adică niciun procent din numărul total de locuitori. La referendumul de ieri au participat mai multe femei decât bărbați, iar majoritatea persoanelor erau de vârsta a treia. Din numărul total de participanți la plebiscit, peste 37% aveau vârstele cuprinse între 56 și 70 de ani. Pentru ca referendumul să fie considerat valid, la urnele de vot trebuiau să se prezinte cel puțin o treime din chișinăuieni cu drept de vot, mai exact peste 216.000 de alegători. Iar pentru ca Dorin Chirtoacă să fie demis, erau necesare peste 163.000 de voturi, adică tot atâția oameni cât l-au susținut la alegerile locale din 2015 plus 1. Cruzeștiul a bătut recordul la referendumul de ieri. Tocmai 14 persoane din 1454 cu drept de vot au ieșit să voteze. Oamenii au preferat să meargă la aniversări cu metrii sau pur și simplu s-au odihnit. Pentru buna desfășurare a referendumului în comuna Cruzești au fost alocați aproximativ 9.800 de lei. Localnicii spun că nu au avut timp pentru referendum. Au mers la biserică, la zile de naștere, unii la cumetrii, iar alții pur și simplu s-au odihnit. Neodihnit, a fost la biserică. Dați-i pașii, nu-i trebuie nici un referent, nici nică nu-i trebuie. Dar ce ați făcut ieri? Am dormit. Ieri am avut cu mătrie, la nepoță. Am avut timp și nu m-am dus. Am fost la o zi de naștere la ginerile. Ne-am neînsăturat de atâtea alegeri, de atâtea referendumuri, ne-am... Nici nu ne trage inima, ne-am... În Cruzești au votat doar 13-14. Au votat mulți. Dar de ce mulți? Dar și trebuie de ales în tot anul. A fost la piață, m-am dus în fac de o bucățică de pâine. Membrii secției de votare au spus că nici ei nu au reușit să voteze. Nu știu că, dar nu, aici în Cruzești nu. Dar eu sunt locuitor a Chișinăului și fiindcă n-am reușit, plec noaptea acasă, noaptea vin la servici, nu prea am reușit, sunt eu legitimația asta de la biroul electoral. Deci pentru prima oară în Cruzești a fost prezența redusă la urnele de vot. La ora 7, la ora 7 și 5 minute s-a prezentat primul alegător la urnele de vot pentru votare. Pe urmă, în decurs de la 9 până la 12 au fost înregistrați 7 alegători. Până la ora 7, până la ora 18, 12 alegători și deja de la 18 până la 21, încă 2 alegători. Ieri la Cruzești au votat 14 persoane, dintre care 10 au votat pentru revocarea lui Dorin Chirtoacă, iar 4 au votat pentru ca acesta să rămână în funcție. Cei mai mulți alegători au votat la Sângera, acolo unde au avut loc și alegeri locale pentru funcția de primar. Socialiștii caută vinovați după ce locuitorii Chișinăului au boicotat referendumul de ieri. Ion Ceban a declarat că vinovată este Maia Sandu, pentru că PAS a neglijat acest exercițiu electoral. În consecință, spune consilierul lui Igor Dodon, capitala a ajuns acum în mâinile democraților. Socialistul mai afirmă că prezența scăzută la vot ar fi fost determinată și de faptul că CEC a umflat numărul de alegători în liste. Pe de altă parte, mai mulți tineri au acuzat socialiștii că au irosit 9 milioane de lei, bani publici. Ieri seara aceștia au protestat în fața sediului PSRM. Ceban a încercat să paseze vina pentru ieșuarea referendumului către PAS și PD, care au chemat cetățenii să boicoteze plebiscitul. În momentul de față, capitala ajunge pe mâna Partidului Democrat și a lui Vlad Plahotniuc. Iar de acest lucru se face în mare măsură de vină Maia Sandu. Poate este o repetiție, și nu exclud că este o repetiție pentru parlamentarele din 2018, între PAS și Partidul Democrat.
Maia Sandu a reacționat pe Facebook. PSRM a arătat întregii lumi că este un partid izolat, cu care nimeni nu dorește să conlucreze în afară de PD, singurul lor partener de nădejde. Eșecul referendumului arată că oamenii s-au săturat de minciuni, de falsuri și de jocuri murdare, scrie Maia Sandu. Un alt vinovat, în opinia lui Ceban, este Autoritatea Electorală Centrală. Dacă luăm în calcul datele cecului, în Chișinău trăiesc aproape 1 milion de oameni. 640 sau 624 corectări, cei cu vârsta cuprinsă de la 18 în sus. În 2015, în primul tur al alegerilor, au votat 296.000 de oameni, în al doilea tur 305.000 oameni. Iată, ăsta este potențialul Chișinăului. Dar nu listele inflate de Comisia Electorală Centrală. În timp ce liderul fracțiunii PSRM din primărie, Ion Ceban, caută vinovați, Dorin Chirtoacă îi cere acestuia să-și dea demisia. Acum ei, conform regulilor democrației, sunt obligați să-și asume răspunderea și să-și dea demisia pentru faptul că au abuzat de atenția cetățenilor, pentru faptul că le-au luat din timp. Vreau să mulțumesc locuitorilor Chișinăului pentru faptul că nu s-au dat prostiți. Mi-era interesant cine dădea vina acum Ceban acolo, că ăsta e de prins numai să parcă lucrează cu rangă, știți, sau cu coada hârlețului. A luat o decizie față de un om care, apropo, a primit al patrulea vot de încredere a cetățenilor. Ieri seara, mai mulți tineri le-au cerut socialiștilor să întoarcă banii pentru referendumul eșuat. Ceban a spus însă că și aceștia sunt trimișii democraților. Rușine! 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 Răspundeți la întrebarea mea. Dumneavoastră trebuie să întoarceți 9 milioane înapoi. De ce? Nu schimbați tema. Milioanele care au fost furate și am venit pentru dreptate. Sunt rășit, nu pot vorbi la moment. Ei sunt niște oameni trimiși aici să strige să fie întorși banii pentru, pentru o procedură democratică. De către cine sunt trimiși? Eu le-am zis că e de Partidul Democrat. Referendumul de revocare a primarului general a ieșuat după ce la urne s-au prezentat doar 17,5% din alegători, în loc de minimul necesar de 33%. Noi secții și utilaj medical performant în spitale, anvelope de iarnă pentru transportul public, noi rețele de apeduct, drumuri reparate sau câteva troleibuze noi. Asta se putea face, în opinia unor șefi de la primărie, cu cele 9 milioane de lei irosite pentru referendumul eșuat de ieri. Se putea de făcut reparații în 5 spitale municipale sau a 5 secții, vorbim de 5 secții care puteau fi renovate, crearea condițiilor hoteliere în spitale sau pentru o dotare cu utilaj medical performant. La nivel de întreprindere puteau să fie reabilitate cu siguranță câțiva kilometri de rețea de apeduct, puteau să fie contorizate câteva apartamente sau case de locuit. Cele 9 milioane de lei irosite în vânt puteau fi utilizate și altfel. Avem de reparat poduri, avem de reparat căi de acces, drumuri, schimbare, am venit și la asfalt și salarii, dar nimeni nu muncește de pomană, oricum, de echipamente, tehnică, învechit. Pentru a intra în sezonul rece anul acesta, noi avem nevoie de a procura circa peste 1000 de anvelope, asta e costul lor, 5 milioane de lei. Putem de confecționat trolebuse, de a repara stații de tracțiune, avem nevoie de reparații chiar a trolebuselor. În ceea ce privește rezultatele referendumului de ieri, cei care administrează astăzi Chișinăul au păreri împărțite. Eu nu vreau să-l comentez din punct de vedere politic, rezultatul era mai mult sau mai puțin previzibil. A fost o inițiativă care s-a transformat mai mult într-o luptă politică și de fapt era un rezultat de așteptat, ținând cont și de poziția majorității formațiunilor politice care ar fi putut să participe la acest referendum. Corupția care a existat și mai există astăzi în primărie costă mult mai mult decât 9 milioane de lei. Faptul că referendumul nu a fost validat sau oamenii nu au fost prezenți la urne, iarăși trebuie să fie ca un semnal pentru factorii de decizie. Referendumul eșuat de revocare a primarului suspendat Dorin Chirtoacă a fost inițiat de socialiști, iar pentru organizarea acestuia s-au irosit din banii noștri 9 milioane de lei.
O înfrângere a socialiștilor, un eșec al președintelui sau o dovadă că PSRM este un partid izolat? Comentariile politicienilor vizând referendumul de ieri au umplut astăzi mediul virtual. Un eșec al socialiștilor. Așa au comentat majoritatea formațiunilor politice rezultatele referendumului de duminică. Democrații au menționat într-un comunicat că rezultatele nu reprezintă o victorie pentru nimeni, dar indică o uriașă înfrângere pentru partidele de stânga. Același lucru l-au menționat și popularii europenii. Într-o postare pe Facebook, Iurie Leanca a scris că Igor Dodon ar da dovadă de responsabilitate dacă ar întoarce banii cheltuiți. Cei din Partidul Nostru și PPDA au comentat eșecul plebiscitului în cadrul emisiunii Politica de la TV8. Провалили референдума, виновата только партия социалистов. Они узурпировали этот референдум. Кишинев начал бродить. Но люди, чем видеть такое трескающееся от счастья лицо Дадона по телевизору, они предпочли остаться дома. Констатем, что контрар унор сандаже мысловите в АДБСИ, у кари ной сентем интоксикат, пробуширя именца социалистива. Liderul PAS Maia Sandu a scris că referendumul a fost un vot de blam pe care chișinăuienii l-au dat regimului oligarhic Plahotniuc Dodon, iar deputatul PLDM Maria Ciobanu a spus că democrații sunt singurii câștigători ai acestui plebiscit. Președintele de onoare al Partidului Unității Naționale, Traian Băsescu, a scris că Igor Dodon a ratat lamentabil, întrebându-l dacă își imaginează cu câtă credibilitate a rămas în calitate de președinte în funcție. Liderul fracțiunii parlamentare PCRM, Ina Șupac, a menționat că orașul va continua să degradeze. Se trezesc cu noaptea în cap pentru a ajunge la serviciu. Este vorba de locuitorii comunei Trușeni. Aceștia au protestat astăzi în fața primăriei Chișinău. Oamenii spun că de la o vreme ruta care asigură legătura dintre localitate și oraș circulă foarte rar. Din 30 de microbuze de linie au rămas doar 10. La rândul lor, oficialii spun că nu au primit nicio sesizare în legătură cu această problemă. Mai mulți locuitori ai comunii Trușeni au protestat astăzi în fața primăriei. Motivul, numărul mic de microbuze care fac legătură dintre localitate și capitală. Trăim aici la vreo câteva kilometri lângă oraș și nu avem cu ce vine la Chișinău. Dar suntem în municipiu Chișinău. Trebuie să ne pornim cu 2 ore înainte să ajungem la oraș la timp. Să înțeleg cu taxiurile. Câteodată când nu este ruta, lumea e nevoită să grupeze, să nu o persoană să o coste taxiul, să grupeze și să achite taxiul. E și mai rar din casă. Foarte greu, e nădușală, îmbălzală la orice oră. Oamenii sunt derutați, mai ales că marea majoritate lucrează în Chișinău și trebuie să facă naveta zilnic. Este grafic, dar în orele de vârf, circul, să zicem că la diferența de o oră, nu mai e mai repede. Și nu se pornește la timp autobusul, întârzie. Seara numai până la ora 8. Dar la noi sunt lucrători care termină serviciul și la 9 și la 10. Nici copiii înmatriculați la studii în Chișinău nu au cu ce reveni acasă de la ore. La ora 1-2 ei nu au cu ce să vină acasă. Crutiera trece încărcată. Un grup de consilieri locali de la Trușeni s-au întâlnit ieri cu viceprimarul Ruslan Codreanu. Șefii de la primărie susțin că nici nu au știut de această problemă, deoarece nu au primit nicio sesizare. Urmă lor ne-a spus că nu au parvenit niciun fel de demers de la primărie Trușeni. Sunt niște lucruri care se întâmplă în primărie Trușeni, ieșite din comun, inclusiv transportul. Da? Subiectul a fost discutat și în cadrul ședinței operative din cadrul primăriei. Primarul interimar a spus că problema să fie rezolvată. Cel puțin 15 persoane au murit în timpul unei acțiuni de distribuire a ajutoarelor alimentare. Peste 1000 de persoane din Maroc s-au călcat în picioare pentru a primi făină, ulei și zahăr oferite de o companie locală. Mai multe imagini vedeți în câteva minute. La știri! I-a dat mită și l-a denunțat. Un polițist a fost reținut de procurorii anticorupție fiind bănuit de corupere pasivă. Bărbatul care a mituit polițistul ulterior a denunțat cazul, iar polițistul riscă până la 10 ani de închisoare. Potrivit procurorilor, polițistul ar fi estorcat 4.000 de lei de la un bărbat pentru a nu-l documenta în conformitate cu legislația pentru pretinsele acțiuni ilegale comise de acesta. Omul cu epoleți a fost prins în flagrant și reținut pentru 72 de ore. El este cercetat pentru corupere pasivă, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă pușcării. Să nu mai poată ocupa funcții publice timp de 10 ani, dar și o amendă de 400.000 de lei. Acum un an, procurorii anticorupție au reținut 28 de polițiști de patrulare pentru luare de mită. Majoritatea au fost repuși în funcții.
Deși au fost instalate încă săptămâna trecută, coșurile de gunoi din grădina publică Ștefan cel Mare erau astăzi încă învelite în peliculă. La scurt timp după ce primarul interimar Silvia Radu l-a întrebat pe șeful direcției locativ-comunale ce-i cu treaba asta, pelicula de pe coșurile de gunoi a dispărut. Șeful adjunct de la Spații Verzi, Galin Aleahu, a explicat pentru TV că pelicula nu a fost scoasă, deoarece tomberoanele urmează a fi prinse în beton, iar ca să nu fie murdărite, s-a decis să fie lăsate împachetate. Silvia Radu s-a dat astăzi de gol și a numit grădina publică Ștefan cel Mare Parcul Pușkin. Iar urnele care le-a schimbat în Parcul Pușkin, nu știu de ce stau toate înfășurate în folii de plastic. Asta deja e o fel de design sau ce e la dumneavoastră? Cei ce a treia zi a rămas nescosă pelicula, cred că domnul Eliferius ne spune care e situația. Ar fi cazul să avem o unificare a acestor urne, să fie o urnă pentru toți, să nu fie urne diferite, la diferite colțuri, diferite designe. Știți exact câte urne sunt necesar de schimbat în Chișinău? Chișinău ne-ar trebui cel puțin 10.000 de urne pentru oraș, cel puțin, ca ei să fie acoperit tot oraș. Noi astăzi avem în jur de la 2.000, plus încă 500 vor fi instalate. Silvia Radu i-a cerut șefului de la Direcția Locativ-Comunală să prezinte un plan de amplasare a coșurilor de gunoi. Deservirea unui coș timp de un an costă 4.000 de lei. Automat, după ce instalăm urnă, trebuie să găsim sursa de acoperire a gestionării acestor urne. Cam mult s-a revoltat Silvia Radu. Mă interesează ce conțin aceste 4.000 de lei. Domnul Guntea, o să-mi prezint informația până miercuri. Săptămâna trecută, în grădina publică Ștefan cel Mare au fost instalate aproximativ 200 de coșuri de gunoi. Costul unuia dintre acestea este de 2.500 de lei. Socialiștii și democrații se vor bate în turul 2 în două localități, acolo unde ieri au avut loc alegeri locale. Este vorba de orașul Sângera din municipiul Chișinău și comuna Berlință, raionul Briceni. Pe lângă referendumul eșuat din capitală, duminică au avut loc alegeri în 10 localități din țară. Comisia Electorală Centrală a prezentat rezultatele preliminare ale scrutinilor. Potrivit acestora, în 8 din cele 10 orașe și sate au câștigat candidații din partea Partidului Democrat. Iar în celelalte două, oamenii vor fi chemați din nou la urne peste două săptămâni pentru a participa la turul 2 al alegerilor locale. Maia Sandu și Andrei Năstase se pregătesc de alegeri parlamentare. Liderii PAS și PPDA au anunțat în cadrul unei conferințe de presă că vor participa la scrutinul din 2018 în cadrul unui bloc electoral. Cei doi lideri politici au declarat că doar unite forțele politice pro-europene pot debarca de la puterea actuală a guvernare. Putem să scăpăm de Plahotniuc și Dodon doar printr-o mobilizare extraordinară a tuturor forțelor sănătoase ale societății. În acest sens, anunțăm că cele două partide, PAS și PPDA, care se bucură azi de cel mai mare sprijin popular pe segmentul forțelor democratice, vor forma o platformă a forțelor pro-europene, anti-oligarhice. Părțile vor participa într-un bloc electoral al forțelor autentic pro-europene, anti-oligarhice, constituit pe baza principiului egalității și reciprocității, cu invitarea reprezentanților societății și a altor forțe politice. Liderii PAS și PPD au spus că pentru crearea listelor de candidați la alegerile parlamentare vor forma o comisie din membri ai societății civile și jurnaliști de investigație care vor verifica integritatea fiecărui candidat. Potrivit codului electoral, pentru a accede în Parlament, un bloc electoral format din două partide trebuie să acumuleze cel puțin 9% din voturi. Nu este pentru prima dată când liderii celor două partide au coalizat la alegerile prezidențiale. Andrei Năstase s-a retras din cursa electorală în favoarea Maiei Sandu. Dacă vreți să aveți succes, fără prea mult stres, o puteți face începând cu ziua de mâine. Mai exact, după ce veți urmări emisiunea Business Insider cu Iolanta Mura la TV8. Invitatul ediției de mâine de la ora 19:45 va fi David Allen, un renumit consultant de afaceri cu o experiență de 30 de ani care a descoperit arta productivității fără stres. The problem is most people are using their head as their office, and your head is a terrible office. It wasn't designed to remember things or remind you about things or even prioritize. Get rid of it. In other words, get it out of your head. Write things down.
Acesta este doar unul dintre secretele unei productivități personale și organizaționale. David Allen și-a dezvoltat propriul sistem care te învață cum să obții performanțe fără stres. Cartea lui Getting Things Done a fost recunoscută de către revista Time ca fiind cel mai bun instrument din lume pentru îmbunătățirea afacerii. David Allen va fi invitatul de mâine al emisiunii Business Insider de la TV8. Metoda lui ne învață cum să ne concentrăm pe lucrurile care trebuie să le facem, cum să scoatem lucrurile inutile din capul nostru pentru că ele ne sustrag atenție, sau lucrurile mai puțin semnificative pe care nu le putem rezolva pe moment, dar gândul ne duce la ele și astfel ne încurcă să fim productivi. Emisiunea va fi difuzată mâine, 21 noiembrie, începând cu ora 19:45. Bilanțul morților în urma inundațiilor din Grecia a ajuns la 20. Guvernul elen a anunțat că va trimite ajutoare de urgență în localitățile lovite de stihie, alocând câte 5.000 de euro pentru fiecare locuință afectată. Cel mai mult au avut de suferit orașele Mandra, Neaperamos și Megara, situate la aproximativ 50 de kilometri de Atena. Potrivit pompierilor, apele se retrag. În urmă rămân grămezi de molos și nămol. Majoritatea victimilor care s-au înecat au fost luate de ape sau de nămol. Unii au fost blocați printre mașini sau în subsol. În legătură cu inundațiile care au avut loc, Grecia intenționează să ceară ajutor de la Fondul de Solidaritate al UE.